Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară din data de 29 noiembrie proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și al stațiilor de transfer Lehliu Gară, Oltenița și Călăraș pentru transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești, precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călăraș. Noile tarife vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2020. Proiect de hotărâre numărul 4 privind modificarea tarifelor pentru contractul numărul 13188 din 31.07.2019 privind delegarea gestionării serviciului de operare a Centrului pentru Managementul Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu Gară, Oltenița, Călăraș, transportul deșeurilor reziduale de la stații de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești, precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Poate vrea să explice domnul Tănescu de ce. Domnul președinte, domnul consilier, este o modificare pe care acest operator care are delegat acest serviciu în termenul legii. Așa cum știți, această contribuție pentru economia circulară la nivelul anului 2019 era de 30 de lei pe tonă, iar la nivelul anului 2020 va fi 80 de lei pe tonă. Ea se aplică pentru ceea ce ajunge în groapă, în termen foarte simpli. Avem creșteri de tarif pe cele trei componente. Dacă vă uitați pe zona ce înseamnă groapă, deși un menajer, se vede foarte observat. Doar creșterea de 50 de lei pe tonă, care înseamnă majorarea contribuției la economia circulară. Pentru deșeuri reciclabili și pentru compost, dacă am avea o valorificare de 100%, nu ar avea o modificare. Dar ceea ce ducem ca deșeu reciclabil în CMIT nu poate fi valorificat 100%, parametrul de performanță maxim este de 75% și atunci există un 25% care ajunge în groapă. Această creștere se aplică doar pentru acest procent. Similar pentru ceea ce înseamnă compost. Este efectiv să aplică o prevedere legală. Ultima oară a apărut în ordonanța 74/2018, aprobată prin legea 31/2019. Mai am o întrebare. Care este influența estimată asupra cetățeanului, asupra generatorului de deșeuri? Doamna vicepreședinte, va fi diferită de la o zonă la alta, pentru că tarifele nu sunt egale în cele patru zone. Din păcate, trebuie să privim acest lucru ca o sancțiune, ceea ce ajunge în groapă. Repet, să aplică pentru ceea ce ajunge în groapă. Impactul asupra cetățenilor ar trebui, în primul rând, să-l privim un pas înainte de a ajunge la cetățeni, în sensul că ar trebui să facem pregătire mai bună a populației, a administrației locale, care aleagă că trebuie să mărim ponderea deșeului reciclat care îl colectăm în fiecare zonă. Din păcate, la momentul actual, colectăm și altceva decât ceea ce înseamnă deșeul menajer. Contractul e pe menajer. Dar din dorința de a ține localitățile curate, s-a ridicat tot deșeul. Probabil că în anii următori vor trebui luate anumite decizii pentru că altfel administrațiile locale vor ajunge în situația de a nu putea să plătească acest serviciu. Ponderea este mare. Gândiți-vă că atunci când am pornit proiectul, 86 de lei era toată depozitarea pentru deșeu menajer. Acum a ajuns la 2 lei, 201 lei, fără TVA. Este foarte mare impact. Dar în momentul în care vom lua măsuri să ducem acest deșeu pe care îl preluăm neselectat, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu două neparticipări la vot, domnul Deculescu și domnul Marin. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat.